Joi 2 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat o acțiune, ocazie cu care au fost puse în executare un număr de 13 mandate de percheziție domiciliară ce vizau traficul ilicit cu țigarete de proveniență extracomunitară, din care 11 pe raza municipiului Fălticeni și a localităților arondate, 1 pe raza municipiului București și 1 pe raza județului Iași. Totodată, împreună cu inspectori din cadrul Autorității Vamale Române, a mai fost efectuat și un control la o societate comercială cu specific dezmembrări auto. În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor următoarele bunuri: 7120 bucăți țigarete diferite mărci în valoare aproximativă de 5700 de lei, 23200 de bucăți articole pirotehnice categoria P1 în valoare aproximativă de 6000 de lei, sume de bani aproximativ 41.500 de lei. Cercetările urmează a fi continuate de către lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub aspectul comiterii unor infracțiuni de contrabandă.